noiembrie. În această lună, în ziua a 8-a, pomenim soborul mai marilor arhangheli, Mihail și Gavril și Rafael și al tuturor cereștilor puteri celor fără de trup. Zi deosebită de importantă a calendarului ortodox s-a oglindit și în calendarul popular printr-un praznic amplu pe o durată de 3 zile. Acum este trimisă pe lumea cealaltă vara, iar Sfântul începe să slobozească treptat gerul iernii. Cea mai importantă semnificație a personajului central este însă aceea de înger conducător al sufletelor oamenilor în drumul lor spre cealaltă lume. De aceea se obișnuiesc acum ofrande alimentare, precum și aprinderea de lumânări, pentru vii și pentru morți, care să contribuie la propagarea luminii celei veșnice. Arhangheli se numesc cei mai mari și vestitori de bine, adică cei ce vestesc cele mari și preaslăvite taine. Iar îngerii, în orânduielile cerești, sunt mai jos decât toate rânduielile și mai aproape de oameni. Aceștia vestesc oamenilor tainele lui Dumnezeu și voințele lui, cele mai mici chiar, povățuindu-i să viețuiască cu fapte bune și cu dreptate. Arhanghelul se serbează 3 zile, în 8, 9 și 10 noiembrie. Arhanghelul Mihail este cel dintâi sfânt sfințit de Dumnezeu, care i-a stat de-a dreapta. Dumnezeu a stropit din o mână și din alta, a făcut 2 îngeri și a mai stropit până a făcut 12. Sfinții lui Dumnezeu, cei dintâi, au fost Sfântul Mihail de-a dreapta, Sfântul Nicolae de-a stânga și pe urmă Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru, Sfântul Pocroavă, care acoperă pământul cu omăt și la care se roagă fetele să se mărite, să le acopere capul, Sfântul Ilie, Duminica Mare și alții. Iar Domnul Hristos, din nou născut, a fost al 12-lea, a venit pe urmă. În Transilvania se obișnuiește să se facă în această zi turta arieților, arieții fiind numele berbecilor despărțiți de oi. Acum arieții se amestecă din nou cu oile și cu acest prilej se face o turtă de făină, de porumb sau de grâu, care, după ce se coace, se aruncă între oi. Dacă această turtă cade cu fața în sus, e semn că oilor le va merge bine când vor făta. Dacă va cădea cu fața în jos, se zice că le va merge rău.